Ionuț Lupescu, cel care poartă banderola de capitan al echipei Dinamo. Adrian Mutu s-a interpus în zid, șutul lui este foarte puternic și gol! Cu un jut extraordinar reușește să îndoaie pur și simplu mâinile portarului Ece, înscris pentru Dinamo. Grupul de suporteri români manifestându-și bucuria. Stimați respectatori, suntem în minutul 35 al acestei partide, minut din care Dinamo București conduce pe Stadio Daluj cu 1-0, gol înscris de Năstase. A fost o combinație superbă de la o lovitură liberă între Lupescu, Itodi și Năstase, ultimul